Bună dimineața, fraților, și bine m-ați regăsit la o nouă zi de vlog. Eu sunt Vlad, acesta este canalul meu de YouTube, #ForeignVlogs. Dacă nu te-ai abonat până acum, butonul este mai jos, ce mai aștepți? Dă un like acestui video ca să avem un start bun. Astăzi îți voi arăta 3 pași simpli prin care îți poți modifica mașina și o poți transforma într-o bestie de drifturi ca mașina mea K47. Și așadar, hai să începem. Mașina mea este în curs de dezvoltare, așa că un singur pas mi-a mai rămas de făcut pentru a transforma această mașină într-un drift car veritabil. Să începem cu începutul. Când ai o mașină anemică, cum e K47 cu motor de 318, da? Practic 100 de cai rămași în ea, bineînțeles dacă ai avut și pe ăștia din prima. Primul lucru care vrei să-l faci pentru a face drifturi, bineînțeles, este să sudezi diferențialul. Dacă vă arăt pe desubt, nu veți vedea nimica, practic, pentru că e închis. Dar dacă vă arăt cauciucurile, mă înțelegeți ceea ce spun. Îți nete de ca piele de bebeluș. Următorul pas pe care vrei să-l faci cu o mașină anemică, ca și K47... Tobi, termină! Următorul pas pe care vrei să-l faci când deții o mașină anemică cum e K47 este să îi schimbi cauciucurile. Și nu mă refer să îi pui cauciucuri noi pentru tracțiune mult mai bună, ci mă refer la faptul că, asta am descoperit-o pe pielea mea, trebuie să îi pui cauciucuri cu profil mai îngust pe spate. Astfel pierzi tracțiunea mult mai ușor. Și cum vă spuneam, astea pe spate sunt, să vă arăt exact, 1,95. 1,95, iar cele pe față sunt 205, dacă nu mă înșel în memoria. 205. Ceea ce urmează să fac, după cum v-am spus, pentru că învăț din propriile greșeli, voi pune următoarele cauciucuri mult mai înguste pe spate, undeva la 175. Și următorul și pasul final, cel de-al treilea pas pe care urmează să îl fac și nu l-am făcut încă, este să scot tot interiorul afară. Fețe de portieră, roof liner, bancheta din spate, bineînțeles, roata de rezervă, portbagajul, tot și să o aduc și să o fac cheală. Da, practic modificările nu m-au costat așa de mult până acum. Cei care m-ați urmărit până acum ați văzut că diferențialul m-a costat 100 de euro, manoperă plus ulei egal 100 de euro. Roțile nu ați văzut, dar le-am primit gratis și nu de la un sponsor. Practic am un prieten, să-i spunem așa, de 9 ani de zile de când sunt în Cipru, schimb cauciucurile la el și mi-a făcut cadou, cum se spune, două cauciucuri second hand, bineînțeles, mi le-a și montat. Și al treilea pas, da, bineînțeles, nu e destul de scump, bineînțeles, dacă o faci singur, e complet gratis. Dacă o faci altcineva pentru tine, s-ar putea să-ți încaseze manopera. Scoți interiorul afară, frate, și ai o mașină ușoară, cum e BMW-ul E36, gata de drifturi, chiar dacă are putere anemică. Așadar, fraților, ați văzut cei 3 pași prin care poți să transformi o mașină anemică într-o bestie de drifturi. Dacă vreți să vedeți mai multe drifturi și mai multe modificări pe această mașină, nu uitați să dați un subscribe canalului meu, un like, un share, urmăriți-mă pe Instagram și pe Facebook as well. Până data viitoare, fraților, v-am salutat!